Probabil acesta este un video mult așteptat, pentru că în centrul poveștilor sau romanelor pe care le scriem se află personajele, iar modul în care le construim are un impact enorm asupra lucrării. Cu toții ne dorim protagoniști memorabili cu care cititorii să empatizeze și cu care să se poată identifica. Și indiferent că scriem povești bazate pe personaj, povești bazate pe intrigă sau povești bazate atât pe personaj cât și pe intrigă, despre care am discutat deja în vlogul anterior, personajele constituie în cele trei cazuri motorul acțiunii. Voi începe cu o primă clasificare a personajelor, clasificarea standard, care este următoarea. Pentru că ne vom axa pe evoluția personajelor complexe și dinamice, vom vedea care este evoluția acestora în funcție de evoluția poveștii. Doar așa veți înțelege graficul arcului de personaj propus de Kurt Vonnegut. Personajul complex și dinamic poate porni... Eu îmi chinui deseori protagoniștii și îmi place să le întorc lumea cu susul în jos și nu gust poveștile așa zis filozofice sau psihologice, în care personajele mai mult stau, observă sau povestesc, personaje cărora nu li se întâmplă nimic deosebit, nimic ieșit din comun, mai bine zis, al căror confort interior și exterior este aproape neperturbat. Să ne înțelegem, o poveste sau un roman psihologic are un conflict exterior simplu, nu slab. Iar conflictul, dacă personajul tău este un bucătar șef pe care nu-l arăți niciodată gătind, acțiunea în sine nu are nicio legătură cu gastronomia, iar abilitățile lui în bucătărie nu îi sunt de niciun folos în rezolvarea conflictului, încearcă să revii. Cum construim personaje memorabile în cărțile noastre? În acest video vom clasifica tipurile de personaje, menționând trăsăturile acestora, vom vedea astfel care sunt caracteristicile unui protagonist tridimensional și cum îl putem contura. Tot astăzi vom vorbi despre modul în care introducem personajele în poveste și cum să le alegem numele. Deci avem multe de discutat. Thank you.